Temperaturile foarte ridicate înregistrate în ultimii ani în timpul verii pot crea pagube economice foarte mari, deoarece plantele nu mai leagă fructe și, în plus, sunt sensibile la razele puternice ale soarelui. Cantități însemnate de ardei și tomate se alterează rapid, iar fermierii suferă pagube însemnate. Pentru a evita pierderile în culturile de legume pe timpul verii, specialiștii recomandă utilizarea tehnologiilor existente pe piață pentru protejarea de căldură și razele puternice ale soarelui. Trebuie luate măsuri. Multe măsuri trebuie luate. În primul rând, atenuarea acestor efecte ale schimbărilor climatice. Și atenuarea acestor efecte nu putem face numai noi singuri pe plan local, ci vorbim de un complex mai larg, de un complex de măsuri globale. Dar și noi putem să atenuăm prin montarea perdelor de protecție, prin a proteja mai bine mediul, a avea grijă de mediu, de tehnologii, de implementarea tehnologiilor moderne, rotația corectă a culturilor, să avem grijă de sol, cum îl lucrăm, exploatarea lui corectă. Deci, practic, putem lua și noi anumite măsuri să atenuăm aceste, durități ale climei. Pe termen lung, se recomandă luarea unor măsuri de urgență în ceea ce privește protecția mediului. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că schimbările climatice pot duce la dispariția completă a anumitor soiuri existente de zeci de ani în producțiile noastre. Putem veni chiar și cu măsuri suplimentare. Mă gândesc la montarea plaselor de umbrire, plaselor antigrindină, pentru că ați văzut că am avut și probleme cu grindina, implementarea unor creatarea serelor, a solarilor. Sunt multe măsuri care putem să le luăm, dar acestea costă. Acestea costă. Cele mai bune măsuri ar fi educația și pe termen mediu și lung să investim în educație, în a proteja foarte bine mediul, în a monta perdele de protecție, în a păstra curat solul, apa și în felul acesta ușor, ușor să revenim, să ajungem la acel echilibru de altă dată, fără să fie nevoie să investim foarte mult. Ca măsură de precauție în marile bănci de gene din străinătate, cercetătorii au început să depoziteze gene ale diferitelor specii și soiuri, astfel încât peste ani să poată fi reproduse.